Bună seara și bine v-am regăsit la ediție specială. În această seară vreau să vă prezint un tânăr. Din punctul meu de vedere, un model pentru mulți tineri, în special pentru tinerii care nu au ieșit la vot, pentru că personal am o durere în legătură cu acest subiect. Îi spun bună seara și îi mulțumesc că a răspuns invitației mele, lui Andrei Carabelea. Bună seara! Mulțumesc pentru invitație în primul rând și mai ales pentru cuvintele extrem de generoase. Nu știu dacă sunt cel mai potrivit model. Sunt convins că tinerii au de ales între multe, au posibilitatea de a alege între multe modele, doar că nu sunt foarte accesibile modelele, din păcate, sau ar trebui să fie foarte atenți pentru a le identifica. Bun, majoritatea tinerilor știi ce gândesc în aceste zile, în aceste contexte, că dacă vrei să faci ceva nu se poate, că ești împiedicat orice ai gândi, că peste tot nu mai văd nicio ieșire și singura ieșire așa mai care trezește oarecum entuziasm ar fi să plecăm în afară. Da. Te-ai gândit vreodată să pleci în afară? Nu știu câți dintre tinerii din România nu s-au gândit măcar o dată în viața lor să plece în afară. Nu știu câți dintre părinții lor nu s-au gândit și poate chiar unii dintre ei sunt chiar plecați afară, majoritatea. De exemplu, mama mea este plecată afară, sora mea, multe rude, mulți prieteni, mulți colegi. Deci ar fi fost foarte ușor pentru tine, având o parte din familie în afară, să pleci. Nu este săptămână în care măcar un prieten să nu îmi zică, bă, uite ce tare ar fi să vii și tu aici sau uite ce oportunitate ar fi pentru tine să facem chestia asta împreună sau vino și tu. Sau bun, în fiecare ei zic săptămână frumos este sau invitație. Zic și ești fraier că încă n-ai plecat? Există și asta. Da? Poate sunt cele mai frecvente. Da, eu sunt mai deschis așa în ceea ce gândesc, mai spun așa ceea ce gândesc. Nu știu dacă e bine de fiecare dată, dar mi-asum ce spun. Deci noi fraierii am rămas, asta e. Acum, da. Și încercăm să mergem înainte. După alegerile parlamentare, am auzit că ai obținut un număr mare de voturi față de alți candidați care erau pe liste, tu candidând independent, ai fost susținut de ceva? Eu sunt membru PAC, Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor, un partid care acum un an era acuzat că este un partid al sistemului, al SRI, al serviciilor externe, al nu știu căror organizații oculte. Poate extraterestri. Al extraterestrilor, cine știe. Poate eu n-am aici în spate. S-a dovedit după un an că n-am avut nimic ascuns în spate. Drept dovadă, n-am candidat ca partid la alegerile parlamentare. N-am avut deloc o susținere mediatică din partea presei. N-am avut niciun serviciu care să ne fabrice voturi, care să ne fabrice candidați, care să ne... Am fost un grup de tineri entuziaști. Suntem în continuare o echipă de tineri entuziaști și determinați și ne vom duce la îndeplinire țelul într-un timp mai scurt sau mai îndelungat. Depinde de mai mulți factori. Eu zic că faptul că 6.773 de persoane ți-au acordat încredere, mie mi se pare mult pentru început. Absolut. Mai ales având în vedere condițiile în care exact. A fost această campanie, având în vedere că bugetul meu de campanie, nu vă ascund, a fost de 11.100 de lei. S-a cheltuit cu respectarea integrală a tuturor condițiilor legale, condiții legale pe care le-au făcut într-un mod oarecum părtinitor partidele politice parlamentare. Deci nu s-au gândit deloc la candidați independenți sau la partide mici. Au făcut această lege electorală strict pentru ei și pentru beneficiile lor, pentru a rămâne ei pe aceleași fotolii calde și comode, spre a-și vota amnistii, grațieri și tot felul de nebunii. Da, eu zic că este într-adevăr o performanță, chiar dacă, sincer, având în vedere efortul pe care l-am depus atât eu, cât și colegul meu Sebastian Burduja, cât și prietenii veniți din țară, chiar din străinătate, pentru a ne sprijini în această campanie electorală, prietenii de aici, din Piatra Neamț, din Neamț. A fost un efort susținut și dacă stau să mă gândesc la raportul dintre bugetul pe care l-am investit în această campanie și rezultatul obținut, este unul extraordinar. Practic,
are și un raport de un leu și ceva per vot, în condițiile în care bugetul, de exemplu, un partid politic face un raport de 50 de lei pe un vot. Cam aceasta este realitatea. Eficiența a fost maximă. Bun, îmi spui că din cauza acestei legi electorale, voi, candidații independenți, deși ați avut mai multe voturi decât cei care au prins un post de senator sau de deputat, nu ați reușit până la urmă să vă puneți vocea acolo unde ați nu, fi vrut. Pentru că voturile independenților nu se redistribuie, ele se pierd. Așa este făcută legea. După cum v-am zis, este o lege profund nedreaptă, dar se va schimba, fiindcă fie din presiuni externe, fie din trovoință extraordinară a unui om care poate va apărea la un moment dat în România și va avea pixul în mână, se va întâmpla acest lucru și măcar un independent va ajunge în Parlamentul României pentru că s-au redistribuit voturile la altor independenți. De exemplu, Sebastian Burduja ar fi fost astăzi deputat independent dacă voturile tuturor celor care ar fi candidat, care au candidat independent la alegerile parlamentare și au fost undeva la vreo 40 de candidați independenți la Camera Deputaților, s-ar fi redistribuit. Atunci Sebastian Burduja, care a fost primul candidat independent pentru deputați, dacă este să ne luăm după numărul de voturi, ar fi și deputat. Deci cele mai multe voturi din țară. Da, deci da. Este o performanță uriașă. Exact. Și tu ai fost printre primii, nu? Sau, da. La Dolj a mai fost un domn, mă rog, a candidat la Senat, tot independent. El fusese membru PSD, la un moment dat fusese președinte al Consiliului Județean, dacă nu mă înșel, și deci, a folosit oricum, acea infrastructură. Deci avea notorietate. Exact, da? Exact. Față de voi care nu. Noi am apărut anul trecut, oarecum, pe piața politică a țării, a județului. Ce poți să spui? Uite, eu mi-am dorit să te cunosc, să văd cine-s băieții ăia tineri? Pe Sebastian nu-l prind, că nu e pe la noi. Dar zic, cine-s băieții ăia tineri care au obținut totuși o performanță? Niște mii de oameni i-au votat. Deci nu doar că i-au votat, înseamnă că au obținut încrederea acelor oameni. Cum ați reușit? Pentru că nu v-am văzut pe posturi de televiziune, că așa a fost situația, nu n-ați avut, n-ați beneficiat de o mediatizare și o notorietate, cum spuneam, ca a celorlalți candidați. Cum ați reușit? Ce campanie ați făcut? Unde v-ați făcut ascultați? Foarte multă muncă, 14 ore pe zi, cel puțin de campanie. Plecam dimineața de la 6 și jumătate și mergeam în diverse colțuri. Deci nu te trezeai la 6, la 6 deja plecai? Plecam, da. Da. Au fost și zile în care plecam la 7, când într-adevăr eram obosit și cu o zi înainte spusesem voi mâine, plecăm mai târziu. Da. Astea au fost puține zilele și astfel au decurs 3 luni înainte de data alegerilor, nu doar în luna de campanie. Am profitat de o scăpare a legii. Din punctul meu de vedere, campania electorală ar trebui extrem de strict limitată, la fel cum și propaganda politică, promovarea politică care se desfășoară oricând în afara campaniei electorale. Atâta timp cât legea nu a limitat această promovare politică, am încercat să ne construim și noi acel brand personal, individual, independent al nostru în perioada în care am strâns semnăturile, de exemplu. V-ați gândit bine, măcar atât. Da, așa, într-adevăr. Au fost 3 luni de muncă în care am învățat foarte mult. Am vorbit cu zeci de mii de oameni. Cred că și despre oameni, dar și despre voi. Absolut. Bun, cum, întâi te întreb ce ai văzut la oameni, ce te așteptai să găsești, eu știu, când le-ai bătut la ușă sau când ai interacționat cu ei în alte situații și cum au fost ei de fapt? Am întâlnit tot felul de oameni, tot felul de atitudini, de la cele mai surprinzătoare, pozitiv, fețe, adică oameni care au fost plăcut impresionați de ceea ce le spuneam, de ceea ce transmiteam, de energiile pe care le aveam, de ceea ce ne doream, până la oameni care ne înjurau sau chiar mai aveau un pic și ne luau la bătaie. Au fost chiar și cazuri în care s-a trecut și la fapte. Mai rare, dar au existat. Deci au fost tot felul de oameni. Preponderent, dacă ar fi să o iau așa la... sigur am vorbit cu peste 30.000 de oameni în aceste luni de campanie.
Le-ați dintre bătut aceste la 30 ușă de mii, sau cam, unde? N-am desfășurat acțiuni door-to-door. Pur și simplu ne-am gândit că ar fi ineficient să pierdem vremea și timpul, timpii de la, mă rog, care ar presupune deplasarea de la un om la altul. Am mers pur și simplu în aglomerări, piețe, târguri, acolo unde știam că este trafic intens de persoane. Și cred că a fost cea mai eficientă strategie, având în vedere bugetul nostru. Nu am avut, mai ales în condițiile acelei legi nedrepte, nu puteam beneficia de suportul mediatic al pro bono al unei televiziuni, pentru că legea interzicea clar acest lucru. Ne-a interzis nouă, exact. Da, televiziunilor. Ca atare, am ales comunicarea directă și cred că a fost cea mai bună soluție. Și Facebook-ul, rețelele de socializare. Spune-mi ce ai învățat despre tine. Am învățat că pot mai mult decât știam eu la un moment dat. Deși am fost întotdeauna un tip activ, niciodată n-am fost un tip comod să stau acasă, să mă uit la televizor și să văd ce fac alții și să rămân doar pe aprecierea aceea. Da? Da. Nu, să comentezi, da? Să judeci, să... Da? Niciodată n-am făcut asta, da. Chiar nu-mi place să comentez. Prefer să dau motive de comentat altora și chiar, slavă Domnului, mi-e foarte bine acest lucru. Îți place? Da, da, da. Bun, spune-mi despre tine personal. Dacă ar fi să te caracterizezi în trei cuvinte, care ar fi acelea? Aoleu, nu-mi place să mă caracterizez. Iarăși, să spui trei lucruri despre tine. Îmi place să fac lucruri, nu-mi place să stau. Nu-mi place să simt că a trecut o zi în care n-am realizat nimic. Nu-mi place să simt că nu rămâne ceva în urma mea. Nu trebuie neapărat să rămână posterității, că e puțin probabil, e greu să faci asta, dar simt că trebuie să fac ceva. Identific întotdeauna o problemă și storc creierii cum se poate corecta acel lucru. Iar dacă nu mă pricep, întreb mai departe. Bun, știu că ești căsătorit, ai o fetiță, că ai fost profesor, deja niște lucruri de la care putem avansa o altă discuție dacă... Ești de acord să vorbim și aspecte personale? Bineînțeles, am fost întotdeauna un tip transparent, nu îmi plac secretele. Am și secrete, dar da, nu acelea atât de sunt negre. Exact, bun. În niciun caz. 33 de ani, un copil de 2 ani, o 3. Fetiță, 3 ani, o fetiță de 3 ani, să străiască. Mulțumesc. Spune despre familia ta, o familie tânără. Am o familie minunată, dar pe care anul trecut, chiar înainte de Crăciun, mi-am dat seama că și evident, după această campanie în care eu îmi vedeam de cele mai multe ori copila doar dormind, am realizat că mai ales anul acesta trebuie să îmi dedic măcar jumătate din timpul meu liber familiei. Și asta așa voi face. Spune-mi unde ți-ai cunoscut soția? Asta e o întrebare pe care o adresez eu în emisiunea cealaltă. Soția am cunoscut-o la Iași. După terminarea facultății am rămas 2 ani în Iași cu serviciul. Și la un moment dat, prin luna martie 2008, luasem decizia de a reveni în Piatra. Casa în care am copilărit era goală, nu mai locuia nimeni în ea. Am zis, eu îmi fac un credit. Pe atunci lucram, eram destul de bine plătit în ea și lucram destul de bine. Am zis, eu fac un credit, vin, renovez casa și o să mă stabilesc în Piatra Neamț. Începusem toate formalitățile, mă interesasem cum se face creditul, atunci era și publicitatea aceea extraordinară pentru a face credite, mai ales în franci elvețieni. Asta a fost și prostia vieții mele, am făcut-o. Dar a fost și un an inspirat în sensul că atunci, și norocos, în sensul că atunci am cunoscut-o pe soția mea. Deși luasem această decizie... E șancă? Nu, ea este din Brăila. Și ea tocmai se pregătea să se mute din nou la Brăila, eu la Piatra Neamț, am zis... Ne-am plăcut, a fost o relație foarte frumoasă, doar că la un moment dat am conștientizat asta puțin că punem prea mult suflet într-o chestie care s-ar putea să fie sortită eșecului. Tu mergi la Brăila, eu la Piatra Neamț, ce facem? Cum? Și până la urmă, după îndelungi discuții, am mers acasă la părinții ei și am zis, gata, o vreau de soție, vreau să vină la Piatra Neamț cu mine. Și asta după cât timp se întâmpla de când ai cunoscut-o? Cred că eram de 3 luni împreună. A, deci hotărât. Da. Rapid, da, nu. Foarte. Deci nu e un că trebuie să stai să te cunoști un an, doi, trei și apoi... Nu, ne-am căsătorit la un an după ce... Dar decizia a fost după 3 luni. Păi, dar nu puteam să merg să zicem părinților că facem un test. Nu, trebuia să fiu cât se poate de convingător. Știi că mulți tineri fac teste în ziua de azi.
Da, nu, și noi l-am făcut, evident. Păi, înainte de a ne căsători, am făcut acest teza, această probă a cum ne descurcăm împreună, ce fel de trai vom avea. Nu, dar ați avut altă abordare, adică mergem împreună în ideea că urmează să ne căsătorim, nu mergem împreună, hai și-o vedea noi ce iese. A, nu, a fost ceva serios. Nu ne-am gândit că ne jucăm cu chestia asta. Bun, și deci am reținut despre tine că ești un tip hotărât. Cum e soția ta? Soția mea este ce o fată te-a atras la ea? Foarte răbdătoare. Încă are răbdare cu mine, deși îmi găsesc tot timpul alte priorități, alte lucruri, alte chestii în care vreau să mă implic. Uneori chiar am sentimentul că accept cu prea mare ușurință orice provocare mi se în față. Poate este într-adevăr una, dar am foarte multă susținere din partea ei și cred că acest lucru este ceea ce îmi dă și energie. Cum a venit în viața voastră copilul? Da, este o poveste foarte interesantă și cu apariția copilului. Eu îmi doream de foarte mult timp un copil. Mă rog, erau tot felul de discuții între noi că poate nu e momentul, că uite, trebuie să mai avem și asta, să schimbăm mașina, să... Întotdeauna apar astfel de discuții, mai ales când este vorba despre apariția unui copil și vrei să-i asiguri absolut totul. Ne-am decis acum 3 ani și jumătate că este momentul să avem un copil, exact în perioada în care începusem discuțiile cu un partener, cu un sponsor al asociației, pentru niște lucrări de renovare în cadrul salonului de în cadrul a două saloane din cadrul secției de pediatrie a Spitalului Județean Neamț. Și mi-a dat vestea că vom avea un copil exact în ziua în care lansam cele două saloane la secția de pediatrie. Sincer, a fost, cred că, cel mai emoționat moment din viața mea. Cred că în ziua aceea nu puteam lega două vorbe și m-am simțit... Pe când a venit pe lume, ai leșinat? Da, foarte. Acea emoție, într-adevăr, chiar e de nedescris. Cum te-a schimbat această experiență de tată? Știi că eu am mai zis în emisiune ce am citit undeva și mi-a plăcut foarte tare. În momentul în care se naște un copil, nu se naște doar un copil, se naște și o mamă, se naște și un tată. Uh-huh. E, că una e Andrei și cum se numește soția? Florina. Florina. Până în momentul ăla, acum suntem mami și tati, pe lângă Andrei și... Da. Da? Cum e să fii tati? Și mai ales că nu mai suntem doi, suntem trei. Sunteți trei, clar. Apar alte provocări, chestii pe care nu le știi, trebuie să le înveți. Nu știu, fiecare om trebuie să trăiască asta. Chiar cred că cine nu... Vorba aceea, cine nu... Ca să simți că ești bărbat, trebuie să sădești un pom, să construiești o casă și să ai un copil. Cred că nu ești om dacă nu ai un copil. Sincer, te însuflețește, îți dă un nou, îți schimbă cu radical optica, te maturizează, te face să fii responsabil, să nu te mai gândești la tine în primul rând, trebuie să treci pe planul 2 al priorităților tale, ceea ce e fantastic. Încă e micuță, dar reușește să te încoie cu niște întrebări? Sau cu anumite lucruri? Nu doar lucruri? Cu întrebări, ci chiar cu răspunsuri. Aoleu! E un copil foarte spiritual și foarte spontan. Are replici, ar bate orice politician. Care au fost replicile care te-au lăsat? Sunt foarte multe. Sunt foarte multe. Chiar mi este greu să vin acum cu cea mai bună... Nu-mi vine acum în minte una mai... Bun. Crezi că țara asta, așa cum este ea acum, sub toate aspectele, este o țară în care ți-ar plăcea să crească fiica ta și să se facă mare, să meargă la școală, să-și trăiască tinerețea, maturitatea, bătrânețea aici? Așa cum arată acum? Exact. Și mai ales cum se prognozează? Uh-huh. Vă spun sincer, nu. Vă spun sincer, nu. Deși sunt un om care cred că am demonstrat prin tot ceea ce fac că îmi iubesc țara. Și chiar pentru mine sentimentul ăsta nu este o joacă, nu este o vorbă aruncată, nu este ceva așa fără sens, fără acoperire. Și nu că ești acum cu sufletul mai cumva că suntem după Ziua Unirii, nu? Nu, chiar nu despre asta este vorba. Este vorba despre oameni. Este vorba despre oamenii care
fac această țară un loc pe care să nu mi-l mai doresc. Deși îmi iubesc enorm de mult țara și fac totul să fie mai curată, să fie oamenii mai... să se ajute unii pe alții, să nu se mai judece unii pe alții, să nu mai fie invidioși, să nu mai... simt că pierd vremea de multe ori. Prin acțiunile de voluntariat, prin tot ceea ce fac, simt că nu au sens și că cred că mai bine ar trebui să fiu și eu egoist, să-mi văd doar de banul meu, de ce câștig eu, să întreb și eu, dar mie ce-mi iese, să judec și eu pe altul atunci când îmi face un bine, nu, tu ai un interes. Sigur ai un interes sau ești obligat să faci asta. Aceste lucruri m-au făcut să mă doară. Că de multe ori am investit în ceva ce poate nu merita sau alții nu apreciază. Oamenii nu mai au încredere unii în alții? Sau de ce crezi că s-au transformat așa? Nu erau așa când eram noi mici, cred. Nu știu, cred că oamenii se uită prea mult la televizor și la televizor văd tot felul de exemple, de la manele până la, nu știu, personaje care au reușit prin furt, prin nemuncă, prin ipocrizie, prin, nu știu, Botox. Prin tot, da. Da. În momentul în care tot ce este fals devine un model, parcă tind să crezi că acel lucru este bun, acel lucru trebuie să-l faci și tu. Altfel nu-mi explic de ce trăim în această țară în care gunoiul, în loc să-l colectăm selectiv, mai bine l-aruncăm pe malul râurilor, în loc să plantăm un copac, mai bine mergem și tăiem un hectar, în loc să, nu știu, în loc să ne gândim să promovăm niște valori, niște principii, niște ceea ce înseamnă etic, adică oarecum ceva care ar trebui să fie superior legii, mai bun decât legea, că orice lege este făcută, mai rău de atâta nu avem voie să facem. Adică care să îngrădească, trebuie să respecte toată lumea. Cei care vor să se evidențieze ar trebui să fie aici, elita, niște principii, frumos, extraordinar. Noi în loc să respectăm acele, să tindem să respectăm acele valori, acele principii, noi distrugem inclusiv acele legi care ar trebui să-l respecte toată lumea. Asta este țara în care trăim acum. Bun. Hai să vorbim tot despre un moment pe care îl trăim acum. Ai fost la manifestațiile acestea împotriva legii grațierei? Grațierii? Da. Chiar am inițiat, văzând că în Piatra Neamț foarte multă lume este indignată. Uh-huh. Chiar despre asta este vorba. Indignare. Văzând că sunt foarte mulți prieteni, rude, colegi, vecini care își manifestau cât se poate de evident pe rețele de socializare sau chiar face-to-face, își manifestau această nemulțumire față de ce se pare că vrea să se întâmple la nivel central, am zis că este cazul să aibă cineva această inițiativă. Și am anunțat un eveniment pe rețelele de socializare, și am înregistrat inclusiv procedural și legal evenimentul la autorități, iar duminică am fost profund impresionat. Nu a mai existat în Piatra Neamț un eveniment de o asemenea amploare. Unii zic că au fost chiar peste 1000 de oameni, alții mai răutăcioși zic că au fost doar 200. Cert este că au fost cu mult peste 500 de oameni prezenți la protestul organizat duminică. Și asta arată oarecum faptul că suntem mulți cei care ne dorim o țară în care să se respecte măcar acel minim, acele legi care să ne impună că mai jos de atât n-avem voie să fim. Bun, suntem mulți care ne dorim ceva, dar când ne dorim ceva și avem ocazia să o spunem, da, e ușor să ieși în stradă, dar văd că nu e ușor să te duci să pui ștampila pe un vot. Să știți că cei care au ieșit în stradă au fost și la vot. Este inadmisibil cum a ajuns această manipulare să judece pe cei care sunt prezenți acolo în stradă pentru că sunt acolo, dar n-au fost la vot. Cei care participă la proteste sigur au fost la vot pentru că este mult mai ușor să mergi la vot, durează 2-3 minute să-ți exprimi votul și cei care... e nevoie de un simț civic pentru a merge la vot. Este nevoie mai mult decât de simț civic pentru a ieși
să-ți manifesti nemulțumirea, riscând să fii etichetat ca nebun, ca nazist, ca miner, ca... și să știți că lumea foarte ușor judecă în momentul în care îți lege pancarta de gât și ieși în stradă să zici că să te opui. Uh-huh. Lumea asociază protestul cu ceva violent, cu ceva pe care numai un extremist poate să-l facă. Nu este deloc așa. Este cât se poate de democratic să atunci când simți că cel pe care l-ai ales sau cel care este pus într-o funcție publică nu te reprezintă și se poate întâmpla oricui să greșească un drum sau să se exprime greșit sau... Dar când faci un asemenea abuz, este normal ca cineva să vină și să spună cât se poate de frumușel, stimabililor, nu e bine ceea ce faceți. Tocmai asta înseamnă un protest. Cât se poate de civilizat, de democratic, ieșim și le spunem guvernanților noștri că nu este corect ceea ce fac. Am multe întrebări pe acest subiect și pe multe alte subiecte, dar trebuie să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, după care revenim alături de Andrei.